Yo, Răzvan de la We Love Books, astăzi vreau să vorbesc cu tine despre ce înseamnă cu adevărat dezvoltarea personală. Și în primul rând, citatele motivaționale. Totul e bine, hai să lucrăm, gândește pozitiv. Alea sunt zero, alea nu înseamnă dezvoltare personală. Dezvoltarea personală are mai mult de face cu rutinele zilnice decât cu orice altceva. Lucrurile făcute consistent îți cheia spre succes. Nu știu câți dintre voi chiar depun munca aia în fiecare zi pentru a se dezvolta, adică să-ți faci niște rutine, cum ar fi cititul, meditatul, sportul, lucratul, să-ți creezi un business, să lucrezi pentru business-ul tău. Nu știu câți dintre voi chiar lucrează undeva la 10 ore în fiecare zi. De asta zic că nu, dezvoltarea personală nu înseamnă hei, totul e bine. Nu, dezvoltarea personală înseamnă rutine spre idealul tău și să muncești extrem, extrem de mult spre idealul tău. Gândește-te la viața ta ideală și cum ai putea să ajungi în punctul ăla, pentru că idealul tău e probabil o chestie intangibilă momentan, e doar o formă de viziune. Și gândește cum ai putea să faci rutine zilnice ca să ajungi spre idealul tău. Pași foarte mici, dar care executați în fiecare zi să te ducă spre viața pe care tu ți-o dorești cu adevărat să o trăiești. De asta zic că mie nu-mi place din sfera dezvoltării personale, pentru că ei se concentrează mai mult pe hei, totul e bine, citate motivaționale, yes, câștigăm. Ei se bazează mai mult pe chestiile astea în loc să se bazeze pe rutinele zilnice. Și fac lucrul ăsta pentru că vor să-ți vândă. Vor să-ți vândă cursuri, vor să-ți vândă seminarii. Și știi care e problema? Nici măcar nu e vorba că vor să-ți vândă ceva. Chestia asta ar fi ok. Doar că produsele pe care ei le fac nu sunt atât de bune pe cât ai crede, pentru că se bazează tocmai pe emoțiile astea mărite. Știi, te face să te simți bine în moment, dar de fapt nu-ți dă neapărat un plan de atac pe termen lung. Și fără un plan de atac pe termen lung, n-ai cum să atingi succesul. Într-o oarecare formă, sfera dezvoltării personale a ajuns bătaia de joc a societății. Și să fim sinceri, când te gândești prima dată la dezvoltare personală, la ce te gândești? La niște maimuțoi care sar în sus, hei, totul e bine, hai să ne bucurăm de viață și prostii de alea, în loc să fie bazat pe chestii mai normale, pe chestii legate de integritate și de muncă și așa mai departe. Deci am ajuns cumva să fim catalogați niște maimuțoi. De asta eu încerc să fac ceva diferit ca să schimb percepția asta a societății. Și legat de chestia asta, vreau să-ți povestesc o chestie foarte interesantă. Acum câteva zile dădeam scroll pe Facebook și mi-a apărut, fără să vreau, la recomandate sau probabil sponsorizate, nu știu exact, mi-a apărut un seminar de dezvoltare personală. Am zis, bă, hai să mă uit, știi, să văd ce îi, ce se întâmplă acolo, despre ce e vorba, fiind în același domeniu. După care am dat click și am văzut că era un filmuleț și am zis, hai să văd despre ce e vorba. Practic erau niște bărbați maturi și femei mature la un seminar de dezvoltare personală și îmi pare rău că nu mai știu exact, pentru că v-aș lăsa chestia asta în descriere și dacă cumva vă vedeți voi și știți despre ce vorbesc, vă rog să mi-o lăsați ca să o expun în episodul viitor. În fine, și am dat acolo, după care am văzut niște bărbați maturi, niște oameni maturi la un seminar extraordinar de serios despre dezvoltare personală. Ce făceau ei? Să jucau cu mingea. Minge, hei, ne dezvoltăm personal, dă înapoi. Făceau puzzle. Deci făceau chestii tâmpite, puerile și nu-mi vine să cred la ce s-au ajuns până la urmă cu comunitatea asta, din care oarecum și eu fac parte. Deci mi-e rușine că se întâmplă așa ceva. Asta nu înseamnă dezvoltare personală. Asta înseamnă să fii infantil și penibil. Deci dezvoltarea personală înseamnă total altceva, înseamnă muncă și cumva îi în obligația mea să vă arăt chestia asta ca să scăpăm un fel de sintagma asta de al dezvoltării personale, cel puțin din România, de clown. Poate o să scăpăm până la urmă de ea, nu se știe, important e să arătăm o altă față, pentru că nu asta înseamnă dezvoltare personală. Ok, și de ce pun foarte mare accent pe a avea un ideal? Pentru că în sfera asta dezvoltării personale există ceva ce se numește vizualizare sau legea atracției. Practic, ei zic că în momentul în care îți dorești ceva atât de mult, până la urmă îl vei avea dacă te gândești non-stop la el. Dar practic, din punctul meu de vedere, asta e o prostie. Pentru că eu pot să stau în pat și să mă gândesc 5 ani la cum o să am $1,000,000 și îți garantez că nu o să-mi dea nimeni, nu o să se întâmple nimic. Deci, practic, aia e numai jumate de ecuații. Practic, vizualizare plus acțiune egal rezultate. Deci nu vizualizare egal rezultate. Vizualizare plus acțiune egal rezultate. Și de cele mai multe ori, acțiunea e 90% din ecuație. Deci vizualizarea sau planul, ăla e 10%. Important e 90%. Acțiune masivă. Tot timpul ia acțiune dacă vrei să ai succes. Până când soarta se decide să ne ofere un pic din puterea ei și să-și întoarcă fața către noi, ne facem noi norocul. Asta înseamnă dezvoltarea personală. Prin rutine zilnice, prin stabilire de obiectiv, vizualizare și prin acțiune. Și de ce pun accent pe obiectivele zilnice? Pentru că ceea ce nu poate fi măsurat, nu poate fi îmbunătățit. Asta cumva se aplică în momentul când te duci la sală. Ok,
are sens, totul e clar. Deci în momentul când te duci la sală, vrei să slăbești, te cântărești, îți măsori calorile, totul are sens. Cumva când vine vorba de bani sau de succes, lumea nu mai vrea să perceapă lucrul ăsta. E atât de simplu când vine vorba de sală și atât de greu când vine vorba de succes sau de bani. De asta pun accent foarte mult pe rutinele zilnice și pe faptul că le putem contoriza. Pentru că asta e un atu, un plus al rutinelor, este că zilnic, dacă facem ceva înspre idealul nostru, acum îl făceam aici, acum îl fac din colce, înspre idealul nostru, cumva îl putem contoriza. Iar la final de lună, dacă ne contorizăm cu exactitate acțiunea pe care am luat-o înspre domeniul ăla, o să vedem exact de ce nu ne-am apropiat sau de ce ne-am îndepărtat. Dacă vrei să pierzi în greutate, îți măsori caloriile și greutatea. Are sens, logic. Dacă vrei să ai succes, îți măsori zilnic obiectivele zilnice. Lumea aici deja le dă cu blank, nu mai se leagă nimic. Lumea preferă să nu înțeleagă partea a doua, ce mi se pare o nebunie. Dacă în cazul sălii funcționează acest lucru, trebuie să îmi funcționeze și în alte domenii. De asta zic că eu estimez cu adevărat pe cei ce depun muncă zilnică în a se dezvolta personal cu adevărat, în a-și instala rutine noi, productive pentru viața lor și pentru idealul lor. Estimez atât de mult încât nu vă puteți închipui și de asta îi urăsc pe cei care se dau a fi influenceri și încearcă să manipuleze doar cu scopul de a câștiga ceva financiar. De asta mie nu-mi plac acei oameni care se bazează cumva pe emoțiile oamenilor, pe hei, totul e bine. Oamenii aceia nu-mi plac pentru că știu ceea ce fac, în schimb sunt și alții care nu se bazează pe asta, se bazează pe muncă și rezultate și obiective zilnice, iar aceia sunt foarte, foarte de apreciat în această sferă. Ok, încă un lucru și cu asta închei, este că nu știu câți dintre voi știți autorul cărții Săptămâna de lucru de 4 ore, al lui Tim Ferriss, chiar aici am carte, aveam în spate și am luat-o, doar ca să vă arăt. Nu știu câți dintre voi știți cartea asta. Ideea e că autorul ăla cumva oferă niște sisteme automatizate pentru antreprenori ca să lucreze doar 4 ore pe săptămână. Și chiar am făcut un research în sensul ăsta să văd dacă el chiar aplică ceea ce face. Și la momentul în care s-a lansat cartea, el aplica aceste cunoștințe. Doar că acum muncește extraordinar de mult, undeva la 100 de ore pe lună. Deci iluzia asta că voi fi antreprenor, că voi sta toată seara pe hamac în Thailanda, asta practic e o iluzie. Pentru că antreprenorii de obicei muncesc mai mult decât angajații. Ceea ce vreau să zic cu asta este că pentru a avea succes trebuie să muncești extrem, extrem de mult. Și dezvoltarea personală înseamnă să muncești zilnic spre idealul tău prin rutine zilnice. Unele din rutinele astea pot fi cititul, meditatul, sportul, socializarea, mâncatul sănătos, lipsa vicilor. Sunt extrem de multe lucruri pe care le poți implementa zilnic și pe care poți face așa un fel de checklist cu fiecare la sfârșit de zi. Important e ce contează pentru tine cu adevărat. Asta trebuie tu să găsești. Nu îți va zice nimeni, trebuie să rezoneze în primul rând cu tine. Până data viitoare, pace!